Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristina Soare și vă invit la o nouă ediție E vremea ta, cea mai vizionată emisiune despre fenomene meteo, climă și planeta noastră. Rămâneți alături de noi în următoarele 10 minute pentru că vom vorbi despre vremea din Străbuni, despre pericolul în care se află fauna sălbatică și vom afla de asemenea cum putem fi sănătoși pe orice vreme și în orice vremuri. Populația de faună sălbatică a scăzut în medie cu 73% în ultimii 50 de ani. Potrivit raportului de referință al Fondului Mondial pentru Natură, principalii vinovați ar fi chiar oamenii. Această concluzie a raportului Planeta Vie nu înseamnă că mai mult de două treimi din numărul de animale sălbatice de pe planetă au dispărut, ci că mărimea diferitelor populații, adică grupuri de animale din aceeași specie care au în comun același habitat, a scăzut cu 73% în medie în ultima jumătate de secol. În total, aproximativ 5500 de vertebrate, mamifere, păsări, pești, reptile și amfibieni, împărțite în aproximativ 35.000 de populații pe întregul glob, sunt listate de acest index al planetei vii, stabilit și actualizat la fiecare 2 ani de către Societatea Zoologică din Londra, începând cu 1998. Noua ediție a raportului reiterează necesitatea de a face față în comun crizelor interconectate ale distrugerii climei și naturii. De asemenea, raportul subliniază amenințarea din ce în ce mai mare a atingerii unor puncte critice în anumite ecosisteme. Un exemplu concludent ar fi Amazonia, care ar putea trece de la rolul de depozit al dioxidului de carbon la cel de emițător, accelerând încălzirea globală. Un alt exemplu este cel al pierderii recifelor de corali, care afectează regenerarea speciilor de pești. De altfel, cel mai puternic declin a fost observat în populațiile de specii de pești de apă dulce, -85%, urmat de cel al vertebratelor terestre, -69%, și marine, -56%. În funcție de împărțirea pe continente, declinul atinge 95% în America Latină și în Caraibe, urmat de Africa, -76%, Asia și Pacific, -60%. În 2022, în cadrul summitului COP15 din Canada, aproape 200 de țări au convenit asupra unei foi de parcurs care prevede protejarea a 30% din planetă până în 2030 și deblocarea unui ajutor anual de 30 de miliarde de euro pentru conservare oferit țărilor în curs de dezvoltare. De altfel, stimularea implementării acordului Kunming-Montreal va fi sarcina principală a celei de-a 16-a conferințe a Convenției Națiunilor Unite asupra diversității biologice, care se desfășoară în perioada 21 octombrie-1 noiembrie la Cali, în Columbia. E momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră pe termen scurt. Iată că și la noapte cerul va fi senin în toată țara, însă va fi rece. Meteorologia anunță temperaturi minime de la -7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la 6-7 grade cu plus în zona litoralului. Pe arii restrânse, spre dimineață, se va forma ceață. Începem săptămâna cu vreme în ușoară încălzire. Așadar, mâine la amiază, meteorologii anunță maxime de la 14 până la 20 de grade Celsius. Soarele va fi strălucitor, norii vor fi doar strict decorativi prin regiunile estice, iar vântul va prezenta ușoare intensificări prin sudul Banatului și din nou prin zona litoralului. Și în capitală se încălzește un pic față de nopțile precedente, iată că la noapte vom avea 1 grad cu plus. Mâine, la amiază, soare și 18 grade, o temperatură ușor mai ridicată decât cele potrivite pentru această dată. Presiunea atmosferică va fi în ușoară creștere. Și la munte, ziua de mâine aduce soare peste tot, vântul va prezenta intensificări prin regiunile sudice, cea mai mică valoare va fi în Ceahlău, 11 grade, iar cel mai bine va fi, dacă putem spune așa, în Stâna de Vale, unde vor fi 17 grade Celsius. La nivel mondial, data de 20 octombrie este dedicată conștientizării, prevenirii și tratamentului osteoporozei și ale altor boli ale oaselor înrudite cu aceasta. În întreaga lume, osteoporoza cauzează peste 9 milioane de fracturi anual, ceea ce înseamnă o fractură din pricina osteoporozei la fiecare 3 secunde. Urmează rubrica Sănătoși pe orice vreme și în orice vremuri.
Se estimează că, la nivel mondial, una din trei femei și unul din cinci bărbați cu vârsta de peste 50 de ani vor suferi la un moment dat o fractură osteoporotică. Această afecțiune face ca oasele să devină mai poroase și mai fragile, astfel încât acestea se rup cu ușurință, chiar și ca urmare a unei căderi minore, a unei lovituri sau a unei mișcări bruște. Pierderea osoasă are loc discret și progresiv și, de multe ori, nu există simptome până când nu se produce prima fractură. Fracturile cauzate de osteoporoză pot pune viața în pericol și reprezintă o cauză majoră a durerii și a dizabilității pe termen lung. De aceea, diagnosticarea precoce este extrem de importantă. Fracturile vertebrale pot duce la dureri de spate, scădere în înălțime, deformare, imobilizare, număr crescut de zile de spitalizare și reducerea funcției pulmonare. Aproximativ 60% dintre pacienții care au suferit o fractură de șold necesită încă asistență după un an și 20% vor necesita îngrijiri medicale pe termen lung. După ce au suferit o fractură osteoporotică, aproximativ 80% dintre pacienți nu sunt încă diagnosticați și tratați pentru osteoporoză, boala de bază care a provocat fractura. Se estimează că, la nivel mondial, doar o treime din fracturile vertebrale ajung în atenția clinicienilor. În ceea ce privește țara noastră, aproximativ 21% dintre femeile și 6% dintre bărbații de peste 50 de ani suferă de osteoporoză și peste 94.000 de fracturi de fragilitate se întâmplă în fiecare an. Specialiștii au și câteva recomandări pentru un stil de viață adecvat sănătății osoase. În primul rând, mișcarea are o importanță majoră. Trebuie să exersăm aproximativ 40 de minute de 3-4 ori pe săptămână și să includem în program exerciții cu greutăți și de rezistență. Trebuie să avem o dietă echilibrată care să includă suficient calciu, să menținem o greutate corporală sănătoasă și trebuie să evităm fumatul și consumul de alcool. Timpul petrecut afară, în mijlocul naturii, este de asemenea o activitate nu numai plăcută, dar și extrem de importantă pentru a fi siguri că primim suficientă vitamina D. În fiecare seară de duminică, rubrica Vremea din Străbunie aduce în centrul atenției mituri, superstiții, tradiții, legende și arhetipuri. Strămoșii noștri considerau că se poate prezice vremea în funcție de aspectul lunii. Dacă se întâmplă să apară un inel luminos în jurul lunii, atunci ne este prevestită o înrăutățire a vremii în următoarele zile. În caz contrar, potrivit site-ului celsium.ro, putem ști că ne vom mai bucura de o atmosferă plăcută în perioada următoare. În orașul turc Samsun, un muzeu recent deschis încearcă să dea lovitura cu un exponat spectaculos. Este vorba despre mozaicul Amisos, datând din epoca romană. După o muncă migăloasă, curatorii muzeului din Samsun au reușit să asambleze unul dintre cele mai grandioase mozaicuri din perioada romană. Expus în sala centrală, acesta a fost realizat în vremea împăratului roman Alexandru Sever și a fost restaurat în epoca bizantină, la sfârșitul secolului al V-lea după Hristos. Vechi de 2 milenii, mozaicul Amisos prezintă scene mitologice realizate simetric și îi înfățișează pe luptătorul Ahil și pe nimfa Tetis, înconjurați de reprezentările celor patru anotimpuri și de motive geometrice și florale. În centrul mozaicului impresionează o reprezentare a războiului troian. În afară de aceste scene figurate, există și o scenă pe un panou dreptunghiular care descrie un sacrificiu. Mozaicul de 56 de metri pătrați a fost descoperit la sfârșitul anilor 1950. Astăzi este Ziua Mondială a Leneșilor, adică acele simpatice mamifere tropicale care trăiesc în America Centrală și de Sud. Există 6 specii de leneși care se împart în 2 varietăți, cei cu 2 degete și cei cu 3 degete. Sunt cățărători lenți și înotători rapizi, însă cel mai mult iubesc odihna. Leneșii din captivitate dorm de obicei între 15 și 20 de ore pe zi, în timp ce leneșii sălbatici au un timp de odihnă de aproximativ 10 ore. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o nouă săptămână cât mai ușoară, pe orice vreme și în orice vremuri.